Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi facem un review la o cască dată de cei de la asfaltuscat.ro și un mare, mare giveaway pentru că au venit sărbătorile. Astăzi aici avem o cască care nu este destinată celor nebuni, teribili și donatori de organe, ci este destinată celor care au o motocicletă naked, touring sau un sport. Rămâneți până la final ca să aflați cum puteți să intrați și voi în acest concurs, în acest giveaway, pentru că cei de la asfaltuscat.ro m-au ajutat să fac un giveaway, facem împreună un giveaway cu o cască de genul pe care o am eu aici în cutie și pe lângă această cască se mai dau și 3 cagule pentru 3 prieteni ai fericitului câștigător. Hai să vedem ce se întâmplă cu casca asta din această cutie, exact așa mi-a venit, am zis să vă arăt și vouă în ce cutie și cum se prezintă produsele celor de la asfaltuscat.ro, așadar hai să mergem la treabă. Nu folosiți cuțitul acasă, folosiți-l în altă parte. H10. Hai să lăsăm cuțitul la aici, lângă brăduț. Este vorba de o cască de la HGC, 15 Dosta se numește. Vine pe site în 4 culori, în argintiu, albastru, roșu și fluo. Fluo care este cea pe care o am eu aici, adică un verde deschis. Cutia este drăguță. Bine, voi nu o să purtați cutia pe cap, o să purtați căscuța. Dar nu este nicio problemă. Oh. Oh. Știi ce e aici? O altă cutie. Mi-am prins de citire. Săculețul cu căscuță, să te plimbi, să ai băscuță. Ia să vedem, până acum se prezintă super bine, vine într-o husă albă casca. Exact această cască o să fie și la giveaway, tot în varianta asta, cu verde. La prima atingere pot spune că este o cască cu o calitate înaltă, cel puțin la vopsea, exact cum simt eu la mână. Ați văzut și la alte căști, vopsea contează foarte mult pentru că chiar și după o lună de folosire, ceea ce nu este mult deloc, începe să se decoloreze, să se ia vopseaua de pe ea, dar asta cred că este destul de ok din ce văd și se simte și la mână. De cele mai multe ori simțiți această vopsea, dacă este calitativă sau nu, la atingere. Carcasa exterioară al acestei căști este o carcasă ușoară, aerodinamică și vine în 2 dimensiuni. În mai toate review-urile pe care le-am citit și le-am văzut, această cască este considerată una a fi foarte bună pentru prețul pe care îl plătești, adică un best buy. Cum am spus și mai devreme, o cască foarte, foarte bună, este o cască aerodinamică, are o groază de proprietăți pe care o să vi le enumăr în momentele ce urmează. Ca și început, față de alte căști de același preț pe care le-am testat și le-am văzut, pot spune că asta are foarte multe avantaje. Ca la fiecare cască, hai să o luăm de la exterior spre interior. Această cască este făcută la exterior din policarbonat. Am spus și în alte videoclipuri, este un material rezistent. Este un material care are avantajul că este foarte ușor și absorbe foarte bine impactul în momentul unui accident, Doamne ferește. Alt avantaj pe care îl are acest material este că este ușor și te ajută în momentul în care vrei să mergi la un drum lung. Se prezinte și vine din fabrică cu 4 aerisiri, 2 în partea de sus, iar 2 în partea inferioară, la bărbie, pentru a circula aerul cât mai bine și a nu-ți menține umiditatea în cască. Ce se întâmplă?
De multe ori când nu purtăm cagulă pe motocicletă, transpirăm și de cele mai multe ori acel material preia acea transpirație și se impregnează. Ei bine, acest material dinăuntru, de care o să vorbim puțin mai târziu, cu ajutorul acestei ventilații foarte bine gândite, adică vine din față și se duce către spate și recirculă și circulă tot aerul pe care îl primești de afară, nu lasă ca acea transpirație să se usuce sau să intre în acel material, nu apucă să intre în acel material, pentru că ventilația este una foarte bună și foarte bine gândită. Ca și la alte căști, bineînțeles, în caz de vrei să speli viziera sau să o scoți, are un sistem rapid de scoatere a acestei viziere. Se dă jos din ambele părți, un sistem foarte simplu pe care, cred eu, te ajută în momentul în care vrei să-ți dai jos viziera, vrei să o schimbi, vrei să spui una neagră. De precizat este că această cască vine cu vizieră transparentă, adică aceasta de este și pe această cască. Vine așa din fabrică, iar dacă tu vrei să spui ca un nebun, un teribiliș, un donator de organe, poți să spui și vizieră, gold, aurie, roz, mat, ce vrei tu, poți să spui și un perete. Interiorul acestei căști este un interior din Nilex, este un interior care se usucă foarte repede în caz de te prinde ploaia sau așa ceva și îți plouă pe dedesubt, nu pe deasupra. Este foarte ușor și complet detașabil, adică dacă tu vrei să-l bagi la mașina de spălat sau să-l pui într-o cadă și să-l usuți sau să te joci cu el, go for it, îl dai jos într-un minut, nu durează mai mult, îl dai jos într-un minut, îl bagi la spălat, îl scoți, îl pui la uscat și gata. Ai o cască ca nouă. Atenție și la acest aspect, pentru că la foarte multe refolosiri, foarte multe spălări de genul, își pierde din calități, nu mai este la fel de elastic și riști mai mult în cazul unui accident. Vizorul este pregătit pentru pinlock, este tratat anti-UV 99%, astfel încât ochii tăi să poată să ajungă și acasă în momentul în care mergi vara cu motocicleta pe stradă. Ceea ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult aici a fost sistemul ăsta în care dacă ți-ai dat viziera în sus, cum este asta a mea, cât o dai atât rămâne și dacă îți bate vântul mai tare se duce în jos de tot. Aceasta, de exemplu, are un arculeț și în stânga și în dreapta are două arculețe în care nu lasă să se deplaseze viziera atât timp când nu este acționată de mâna ta, indiferent dacă este vânt, furtună sau așa mai departe afară. Ca și vizieră, strânge foarte bine pe chederul de jos. Asta ce înseamnă că la drum lung nu o să-și vâjie. Bine, acum mai toate căștile vâjie peste 130, dar asta este partea a doua. Însă oferă o comoditate foarte bună pentru că această vizieră strânge foarte bine pe chederul de jos, cât și pe cel de sus. Cel de sus e important pentru că dacă nu l-ai, îți intră apa în cască. Ochelari de soare pe acest model nu avem, dar la interior, dacă ești ochelarist, un orb și un teribil și un donator de organe, interiorul căștii îți permite să pui ochelari foarte ușor, pentru că este concepută casca din fabrică astfel încât să fie purtată și de ochelariști, nu? Îți poți băga foarte ușor ochelarii pe cap, astfel încât în momentul în care te dezechipezi sau te echipezi să nu mai fie un calvar și să dureze 3 ore să faci lucrul ăsta. Cei de la HGC au pus inclusiv un material care alunecă foarte ușor și îți protejează și în același timp fața, că de cele mai multe ori am încercat și să-mi pun ochelari nu de vedere, ci de soare, ce este într-adevăr un calvar să faci lucrul ăsta. Așa, dacă ai ochelari, este bună și această cască pentru tine. Bureții laterali din cască au o formă care aduce mai mult spre touring, nu spre sport, ceea ce înseamnă că ai la drum lung o comoditate mult mai mare. Și acum o bombă pentru voi, cei de la HGC s-au gândit la asta, iar mie mi-a bubuit mintea în momentul în care am citit-o. Materialul exterior, adică cel de aici, este antiderapant, pentru că mulți motocicliști în momentul în care își pun casca pe șaua motocicletei și nu pe oglindă așa cum se face, ea alunecă. Ei bine, și cei de la HGC s-au gândit să facă un material antiderapant în această parte ca să nu mai fugă casca de pe șaua motocicletei și să o spargi sau așa mai departe. Acest model de HGC CS15 vine din fabrică cu un deflector pentru nas, ca în momentul în care respiri, că
Motocicliștii respiră și ei. În momentul în care respiri, să nu ți se ducă respirația direct pe vizieră și să se aburească. Deci este un lucru bun pe care eu nu l-am la această cască și îmi pare rău pentru asta. Dar pe lângă aceasta mai vine și cu un deflector pentru bărbie, adică ca să nu sclănțene dinții în gură. Exact cum îl am și eu pe acesta de aici, de dedesubt. Acest deflector se poate scoate din această punguliță și se montează în partea de aici. Sistemul de prindere este unul foarte simplu. Pur și simplu tot ce trebuie să faci, ca la avion, frate. L-ai băgat, ai tras și l-ai scos. De ăsta roșu tot timpul se scoate. Interiorul, în părțile laterale, vine din fabrică tot așa cu un spațiu pentru sistemele de intercom, exact cum l-am și eu pe acesta de aici, sistemele interfoanele acelea pe care le au motocicliștii, ca dacă nu știți ce e la un intercom, cu spații pentru două boxe, o boxă în stânga, o boxă în dreapta. Iar în față poți să spui și un microfon, este destul spațiu în această cască pentru a-ți monta diferite sisteme. Este o cască bună chiar și pentru motovlog, vedeți, pentru că în față nu are un unghi ascuțit și atunci poți să spui 3M pe această curbură aici. Este vorba de acea prindere de la GoPro pe curbă. Deci te ajută foarte mult. Ca și design exterior, avem o linie din spate care pleacă până la viziera din față, se continuă imaginar în această parte a vizierei și se reîntoarce. Acest design se repetă și pe partea cealaltă. Pe calotă avem logo-ul celor de la HGC și scris un CS pe spate, pentru că este modelul CS15, cum scrie și pe vizieră. Bine, aceasta se poate da jos acum, nu stai și conduci cu asta. Te duce și pe tine mintea că doar nu ești un nebun, un teribiliu și un donator de organe, nu? Dragilor, în această iarnă, eu și cu cei de la Asfalt Uscat și cei de la HGC ne-am gândit că ar fi bine să facem un giveaway pentru voi și să vă dăm o cască la fel ca asta. Casca o să vină nouă, o să fie trimisă de cei de la asfaltuscat.ro pe mărimea voastră, iar tot ce trebuie să faceți este să intrați la mine pe Instagram la postarea cu giveaway, să participați acolo, să citiți descrierea și să faceți tot ce scrie în descriere. Pe lângă această cască, în momentul în care dați tag celor 3 prieteni ai voștri și sunteți câștigători, și cei 3 prieteni vor primi o cagulă în valoare de 79 de lei, o cagulă foarte bună și calitativă. Dacă vrei să cumperi această cască, îți voi lăsa un link în descriere. Este pe site-ul celor de la asfaltuscat.ro, puteți să intrați și pe Instagram-ul și pe Facebook-ul lor, au mai multe produse acolo. Dacă v-a plăcut această cască, dacă vreți să câștigați și voi la acest giveaway sau dacă vreți o cagulă, dați mai departe acest giveaway și prietenilor voștri. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, Motorider, pentru tine, până data viitoare, numai bine, ciao!